ține așa de foame. Ochișorii lui Kuromi. Hello. Am venit aici doar să vă salut și Jesus, mi-e așa de foame. Am o zi destul de aglomerată și de fapt sunt două săptămâni destul de aglomerate pentru că urmează sărbătorile de Paște și de obicei înainte de Paște și de Crăciun e destul de aglomerat. Mai mult înainte de Crăciun, dar și de Paște, destul. Așa că o să mănânc ceva rapid și o să mi aștept următoarea clientă. Foame de moră. Cam asta am reușit să fur din frigiderul meu și o să încerc pentru prima dată acești biscuiți. Deci, da. I-am murdărit brâzița, oh my god. Te rog, nu faci să arate mai rău. Please, don't make it worse. Ok, am salvat. Sincer, nu știu cine a inventat docurile astea care rămân aici prinse, pentru că le urăsc din tot sufletul. Chiar bun.
Ok, sunt aici și mă chinui cu ochișorii lui Kuromi. Știu că ar trebui să fie gen așa evil, but eu chiar vreau să-i fac o fățucă drăguță. Și încerc din răzputeri să o fac să arate cute. I did, guys. Pun o lampă. Curumi, hi. She's so cute.
Ok. Acest model este gata și îl ador, îl ador de mor. Mă bucur atât de mult faptul că am găsit inspirație pe Pinterest, of course. My God, mă lasă vocea. Și am reușit să creez ceva atât de cute și totuși evil. Love it, just love it. Este vineri, ultima zi de muncă. Am doar două cliente, deci e ok. De dimineață am avut așa niște momente mai relaxante și acum o să muncesc. O să facă puțin mai târziu, dar e ok. Let's do this! Ok, guys, cam asta a fost tot pentru vlogul din această săptămână. Mulțumesc că ați fost cu mine și că v-ați uitat, ați vizionat acest vlog. Nu uitați să dai subscribe, să dai un like și să pornești notificările în caz că vrei să mai vezi mai multe videoclipuri. Eu postez în fiecare săptămână. Toate chestiile astea mă ajută enorm, deci te rog, te rog din suflet să o faci pentru mine. Mulțumesc! Bye!